Evanghelia după Luca, capitolul 20. Și în una din zilele acelea, pe când învăța el pe popor în templu și vestea Evanghelia, au venit marii preoți și cărturarii cu bătrânii și i-au vorbit zicând: Spune-ne, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri sau cine este cel care ți-a dat această autoritate? El a răspuns și le-a zis: Am să vă pun și eu o întrebare, răspundeți-mi. Botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni? Iar ei vorbeau între ei zicând: Dacă zicem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă zicem de la oameni, tot poporul ne va omorâ cu pietre, căci ei sunt convinși că Ioan era un profet. Și ei au răspuns că nu știu de unde era. Și Iisus le-a zis: Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. Atunci el a început să spună mulțimii această parabolă. Un om a plantat o vie și a arendat-o unor viticultori și a plecat din țară pentru multă vreme. Și la vremea potrivită a trimis la viticultori un sclav ca să-i dea din rodul viei, dar viticultorii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Și el a mai trimis un alt rob, dar ei l-au bătut și pe acela bocciocorindu-l, l-au trimis înapoi fără nimic. Și l-a trimis iarăși pe al treilea, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Atunci stăpânul viei a zis: Ce voi face? Voi trimite pe fiul meu prea iubit, poate că văzându-l îl vor prețui. Dar când l-au văzut viticultorii, s-au sfătuit între ei zicând: Acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. De aceea, ce le va face stăpânul viei? El va veni și va nimici pe viticultorii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: Nici de cum. Și privind înspre ei, a zis: Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit, dar pe acela peste care va cădea, ea îl va spulbera. Și chiar în ceasul acela preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâinile pe el, dar se temeau de popor, căci pricepuseră că Iisus pusese această parabolă împotriva lor. Ei pândeau și au trimis iscoade care se prefăceau că sunt drepte, ca să-l prindă cu vorba și să-l poată da pe mâna puterii și autorității guvernatorului. Și ei l-au întrebat zicând: Învățătorule, știm că vorbești și înveți drept și că nu cauți la fața omului, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine a plăti taxe cezarului sau nu? Dar el a priceput viclenia și le-a zis: De ce mă ispitiți? Arătați-mi un dinar. Ale cui sunt portretul și inscripția de pe el? Ei au răspuns și au zis: Ale cezarului. Și le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și nu l-au putut prinde în vorba lui în fața poporului și, mirați de răspunsul lui, au tăcut. Atunci unii din Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la el și l-au întrebat zicând: Învățătorule, Moise ne-a scris, dacă moare fratele cuiva având soție și moare fără copii, fratele lui se ia soția și să ridice urmaș fratelui său. Erau deci 7 frați și primul a luat-o de soție și a murit fără copii. Și a luat al doilea de soție și el a murit fără copii. Și a luat al treilea și tot așa toți 7 și-au murit fără să lase copii. În cele din urmă a murit și femeia. Deci, la înviere, căruia dintre ei va fi ea soție, fiindcă toți 7 au avut-o de soție? Și Iisus a răspuns și le-a zis: Fie acestui viac se însoară și se mărită, dar cei socotiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, nici nu vor mai putea muri, căci vor fi ca îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar că morții învie, a arătat însuși Moise în locul unde scrie despre rug când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Căci El nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Atunci unii din călturare au răspuns și au zis: Învățătorule, bine ai vorbit. Și nu mai îndrăzneau să-L întrebe nimic. Și El le-a zis: Cum zic ei că Hristos este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe dușmanii tăi așternuți sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului popor: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să umble în robe lungi și iubesc plecăciunile prin piețe și scaunele dintâi în sinagogi și locurile de onoare la petreceri. Și casele văduvelor le devorează în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. Aceștia vor primi o mai aspră condamnare.
Ziua spre care ne uităm acum în viața Domnului Iisus este cea mai consemnată zi de evangheliști, ziua în care s-au consemnat cele mai multe lucruri despre ce s-a întâmplat în ea, pentru că este o zi crucială. Domnul Iisus, în mijlocul templului, în mijlocul poporului, este testat în mod public de către toate grupările cu influență din Israel, de către toți liderii Israelului, doar s-ar găsi vreo vină în el, pentru ca condamnarea lui să fie justificată și ei să demonstreze că, de fapt, Iisus nu este Mesia cel așteptat. Capitolul 20 începe cu liderii preoților și a Sanhedrinului care îl opresc deodată, brusc, pe Iisus în timp ce vorbea și îl întreabă, îi pun două întrebări, cine, de unde ai puterea aceasta și cine ți-a dat puterea aceasta, autoritatea aceasta. Implicația este, nu vine de la noi. N-ai terminat nicio școală rabinică, nu ești afiliat la niciuna din grupările recunoscute din poporul nostru. Oamenii te numesc, ești popular, oamenii te numesc rabin sau învățător, datorită popularității, nu pentru că ai fi cu adevărat așa. Cine ți-a dat ție autoritatea ca să faci toate lucrurile astea? Domnul Iisus le răspunde, dar nu direct, ci printr-o altă întrebare. Autoritatea botezului lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Întrebarea era crucială pentru că Ioan a fost acceptat de popor ca fiind un proroc trimis de Dumnezeu. Și deși ei au încercat să mușamalizeze influența lui Ioan, mai ales că Ioan deja fusese omorât, au spus, las că trece. Da? Și popularitatea de care s-a bucurat o să treacă și ea. Domnul Iisus readuce în discuție autoritatea botezului Ioan și pe orizontală, dacă vreți, leagă lucrarea lui de lucrarea lui Ioan, pentru că acela care l-a trimis pe Ioan să boteze este acela care i-a dat și lui autoritatea de a face această lucrare. Ei gândesc politic. Da? Aici nu e vorba de sinceritate și de a spune pe față ceea ce crezi. Nu o să-i spunem de ce, pentru că indiferent ce răspuns dăm, noi picăm rău. Așa că aleg calea compromisului, calea politicii, dacă vreți, a corectitudinii politice, dar era un răspuns mincinos. Nu știm de unde venea. Nu că ei credeau cu adevărat că nu știu, da? Ci tocmai pentru că nu voiau să răspundă ca ei să pice bine. Domnul spune atunci, nici eu n-am să vă spun cu ce putere, cu ce autoritate fac aceste lucruri. Dar nu îi lasă în aer, pentru că urmează pilda vierilor, pilda viticultorilor, prin care Domnul transmite clar cine este și de unde vine autoritatea lui și faptul că ei sunt uzurpatorii, de fapt, care au trădat autoritatea lui Dumnezeu și mandatul încredințat lor. La sfârșitul pildei, Domnul le adresează o provocare, zice, Iisus i-a privit drept în față, drept în ochi și le-a zis, în așa fel încât să nu să nu poată să fie vreo confuzie. Da? Se adresează direct lor și le pune întrebarea, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Da? Ce înseamnă cuvintele acestea? Da? Sunt cuvinte pe care și ei le recunoșteau ca fiind mesianice. Ăștia erau liderii poporului. Ăștia erau Sanhedrinul, bătrânii poporului. Erau preoții cei mai de seamă. Și întrebarea pe care Domnul o pune din Scriptură, ei au venit ca să-L provoace pe Domnul Iisus, Domnul Iisus acum îi provoacă pe ei să dea un răspuns. Și prin provocarea asta, el le transmite un mesaj foarte clar pe care ei l-au înțeles. Pentru că versetul 19 spune preoții cei mai de seamă și cărturarii ce făceau? Căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, chiar în ora aceea, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor și doar faptul că Iisus este în mijlocul poporului și este apreciat de popor, faptul că le-a răspuns
și nu pot să-l condamne prin vorbele lui publice, este ceea ce îl rețin și așa începe versetul 20, au început să pândească pe Iisus și au trimis niște spioni, asta înseamnă iscoade sau iscoditori, niște spioni care se prefăceau că sunt drepți. Se prefăceau că apără principiile dreptății și interesele poporului, ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului, adică a guvernatorului Apilat. Ăsta a fost scopul lor. Iscoditorii aceștia, ne spune versetul 21, l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Știau ei lucrul acesta? Bineînțeles că nu credeau cuvintele astea și că nu cauți la fața oamenilor. E, aici putem zice că credeau astea pentru că Domnul din tot ce a răspuns se vede că nu căuta la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Da. Asta e cumva o formulă de falsă apreciere până la urmă, da? De complezență. Și pentru că suntem preocupați cu adevărat și îți apreciem părerea ca fiind una dreaptă, te rugăm frumos să dai un răspuns la o problemă cu care noi ne confruntăm foarte tare. Da? O problemă foarte spinoasă. Care este ea? Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim taxe cezarului? De ce întrebarea asta? Textul din Matei ne spune că cei care l-au întrebat erau irodieni. Irodienii nu erau partid religios, cum erau fariseii sau saducheii, ci era un partid politic, erau susținătorii lui Irod, care era protejatul Romei. Da? Deci ei erau cumva pro-Roma. Cei mai mulți dintre liderii lor în vremea respectivă erau dintre saducheii, pentru că fariseii urau chestia asta, o disprețuiau. Din nou, ei încercau să facă facțiuni, încercau să îl facă pe Iisus să se poziționeze împotriva poporului în așa fel încât să piardă susținerea mulțimilor și acestea să se întoarcă împotriva lui și ei cumva să poată să găsească o chechiță legală prin care Iisus să fie condamnat. Este foarte interesant că mai târziu în Luca 23, când Iisus apare înaintea lui Pilat, este acuzat de ei în mod nedrept că se opune să dea bir cezarului. Dar haideți să vedem acum ce înseamnă întrebarea asta. În primul rând, e o întrebare referitoare la taxe. Da. Romanii impuneau diferite taxe asupra popoarelor pe care le cucereau. Sistemul roman era acela de a cuceri regiuni noi, a le stoarce până la urmă de resurse, toate resursele având direcția spre Roma. Asta este felul în care o societate sclavagistă, un imperiu de genul acesta funcționează. Atâta vreme cât cucerești teritorii noi și toată infrastructura care ei o construiau erau ca să faciliteze controlul și deplasarea până la urmă a trupelor și a mărfurilor. Da, unde? Înspre Roma, mărfurile, dinspre Roma, armatele. Deci cam așa ceva. Atâta vreme cât cucereai regiuni noi și le taxai, treaba funcționa. La un moment dat însă, în momentul în care ai cucerit cam tot ceea ce poți tu să cucerești, e destul de greu să păstrezi echilibru. Și asta s-a întâmplat și a început declinul Imperiului Roman. Cu cât ai cheltuieli administrative mai mari, cu atât trebuie să impozitezi mai greu oamenii de rând. Cu cât impozitezi mai greu, cu atât oamenii devin mai săraci și mai împotrivitori. Da? Mai dispuși spre rebeliune. Roma știa lucrul acesta. Existau diferite taxe pe care ei le plăteau și din ce am citit, aici se referă la o taxă anume, o taxă de un dinar care se plătea direct pentru Cezar, direct împăratului Romei. Și fiecare era o taxă anuală, dinarul era plata pentru o zi de muncă a unui muncitor obișnuit și a unui soldat.
era o monedă mică de argint. Ce discuția de aici este, se cuvine să-l susținem pe Cezar? Să muncim o zi pe an pentru el? Și ce înseamnă asta? Păi înseamnă recunoașterea autorității lui. Da? Și nu era vorba doar despre susținerea printr-o taxă de un dinar pe an, era vorba și de restul taxelor pe care Roma le impunea. În momentul în care se plătesc taxe unui guvern străin, înseamnă că guvernul respectiv are stăpânire peste tine și peste țara ta. Și de aici dilema, pentru că evreii se considerau pe baza legii poporului Dumnezeu, un popor suveran care nu recunoaște decât stăpânirea lui Dumnezeu, teocrația sau împărățirea lui Dumnezeu peste ei. Da? Cum atunci se cuvine oare să putem să plătim, să trebuiască să plătim unui împărat străin cotizația noastră? Da? Nu înseamnă asta supunere față de el și nu înseamnă o recunoaștere tocmai a unei stări groaznice în care suntem? Asta era marea dilema lor. Pentru ei, dilema asta, răspunsul era da sau nu. Deci, răspunsul la care ei se așteptau era da sau nu. Se cuvine să plătim sau nu? Un răspuns scurt. Dacă spui da, se cuvine, fariseii și poporul și zeloții și toți care urăsc stăpânirea romană, ori să se întoarcă împotriva ta. Și foarte bine, tocmai asta urmărim. Dacă răspunzi nu, avem o justificare să chemăm romanii să te aresteze și să fii condamnat la moarte pentru împotrivire față de stăpânire. Irod oricum voia ca să pună mâna pe Iisus și să-l omoare. Îl căuta încă din Galileea. Indiferent dacă răspundea da sau nu, din punctul lor de vedere era o întrebare capcană, ei aveau de câștigat. Dilema asta mai are legătură cu ceva, și anume cu proiecția sau viziunea lor asupra societății. Da? Pentru că ei vedeau o societate monolitică, o societate în care partea spirituală și partea socială se îmbinau. Da? O societate în care dacă nu te supuneai religiei, exista o singură religie recunoscută, nu te supuneai acestei religii, erai dat afară și din granițele societății. Nu puteai să ai o altă credință decât societatea din care făceai parte. Da? Asta din punctul lor de vedere. Romanii erau mai lași în privința asta pentru că aveau ceea ce numeau ei religie legală sau licită, spre deosebire de cele ilicite, da? Care nu erau permise. Iisus le-a priceput viclenia, da? Și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Motivul pentru care voi întrebați nu este că voi căutați dreptatea și mă recunoașteți ca un om care nu caută la fața oamenilor și spune lucrurile pe șleau, lucrurile pe nume, și vreți să auziți părerea unui astfel de om care nu face politică, da? Voi căutați să mă ispitiți, să mă prindeți cu vorba. Și Domnul le spune din start, știu ceea ce vreți să faceți. Da? Acum, arătându-le că el a înțeles atitudinea lor, putea foarte bine să nu le ofere un răspuns, pentru că nimeni nu l-obliga. Da? Domnul i-a deconspirat. Și nu vreau să vă răspund. Dar să nu uităm că el era cercetat, dar în același timp cercetarea era una dublă. În calitate de miel al lui Dumnezeu și antitip al mielului pascal, care trebuia cercetat ca să nu aibă vreun cusur până în ziua 14-a, când trebuia să fie sacrificat. În același timp, gândiți-vă la profeția din Maleahi care spune că va veni Iahve în mijlocul vostru. El își va cerceta poporul. Ioan Botezătorul anunță exact mesajul acesta și spune că el vine, are lopata în mână și își va curăți aria cu desăvârșire. Pleava o va arde cu foc, grâul îl va strânge în grânar. Asta a făcut Domnul Iisus. El a venit cu judecată, la fel cum spune Maleahi în privința leșii înălbitorului și a curățării argintului, da? A limpezirii lui. Există o cercetare dublă aici.
Și asta se vede din faptul că Domnul nu doar răspunde la întrebări și atât. Domnul este cel care îi provoacă să dea ei un răspuns. Un răspuns prin care să-și dea seama de situația în care sunt, de împietrirea lor și de faptul că sunt într-o situație disperată, înstrăinați de poruncile lui Dumnezeu. De asta și îi întreabă pe liderii religioși cum rămâne cu piatra din capul unghiului, ce explicație dați aici. Vedeți? Ei nu au putut să dea explicație din cuvânt. Domnul este cel care le dă explicație, spune oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit, dar peste cine va cădea piatra va fi spulberat și avertizează ce o să se întâmple cu ei dacă nu se pocăiesc măcar în ceasul acela. În episodul cu chiar următor, pe care, la care ne uităm acum, Domnul întreabă, pentru ce mă ispitiți? Da. Știu ce urmăriți, da? Dar vă voi da totuși un răspuns. Ei se așteptau un răspuns, da sau nu, hai că bine că răspundeți, dați-mi un ban, dați-mi un dinar, este termenul literal. Din nou, dinarul e moneda de argint, care reprezenta plata pentru o zi de muncă și reprezenta, dacă se referă la exact la taxa dedicată cezarului, reprezenta efectiv suma exactă care trebuia să fie dată ca taxă cezarului. În timpul Domnului Iisus, cezarul, împăratul Romei, era Tiberius, Tiberius Augustus, fiul lui Octavian Augustus. Moneda bătută de el. Și este interesant că doar împărații aveau dreptul să bată monede de aur și de argint. Da? În timpul Imperiului, o să vedem mai târziu, dacă vă uitați la monedele bătute, sesterții de, care erau mai mici ca valoare, de bronz, de alamă, ăștia puteau să fie bătuți și de diferitele legiuni ca plată interne, dar monedele de aur și de argint exclusiv erau autoritatea cezarului să le bată. Domnul spune, arătați-mi un dinar. Nu bagă mâna în buzunar să scoată el dinarul, îi pune pe ei să facă lucrul acesta. Da? De ce? Voi aveți banul ăsta, voi îl folosiți, voi îl puneți în circulație. Da? Vă folosiți de banul acesta. A cui este? Hai să vedem. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Noi când ne citim o monedă romană, citim foarte ușor, chiar dacă nu înțelegem tot ce vrea să spună, vor să spună literele de acolo, de pe monedă, noi le înțelegem, pentru că e alfabetul nostru, da? Alfabetul latin. Alfabetul ăsta era foarte diferit de alfabetul ebraic. Și acum gândiți-vă că scrierile sacre ale Vechiului Testament, cele păstrate, cele copiate cu atâta grijă, erau în limba ebraică. Asta era limba în care Iahve s-a revelat pe sine poporului de legământ. Era limba legământului, dacă vreți. Și iată-i pe ei în țara lui Iahve, pe pământul făgăduit lui Avram, Isaac și Iacov, folosindu-se, având în circulație monedă străină, monedă al altcuiva. Pentru ei era o durere cruntă și o dilemă foarte puternică. Da? Noi nu avem monedele noastre. Noi, în limba, în alfabetul nostru. Da? Nu știu dacă pot să exprim destul de bine starea care era creată, de tensiune care era creată de fiecare dată când trebuiau să folosească monedele acestea străine. Dar vă spun așa, că în anul 66, când evreii s-au răsculat, unul din primele lucruri pe care ei le-au făcut a fost să bată monedă proprie în limba lor. Da? Pentru că asta arăta suveranitatea țării și întoarcerea țării la a se supune doar lui Dumnezeu, nu unei autorități străine. În timpul Domnului Iisus, lucrul acesta nu se întâmpla. Da? Ei aveau monede cu un alfabet străin și mai mult cu un chip. Al cui? Al stăpânitorului. Monedele bătute de împărați, pe o parte aveau portretul împăratului respectiv,
Pe partea cealaltă difereau. În cazul monedei acesteia, dinarului din vremea Domnului Iisus, pe verso, dinarul îl arăta pe Tiberius Cezar pe tron în haine preoțești. Și scria Tiberius Cezar, fiul divinului Augustus. Păi fiecare, atât moneda în sine, cât și slovele și mesajul lor și imaginea respectivă, era o ofensă pentru ei. El se crede divul, se crede fiul de zeu. Cum putem noi să-i dăm o taxă și să-l sprijinim ca Pontifex Maximus, ca mare preot, în condițiile în care romanii răstoarnă și pun marii noștri preoți cum vor ei? De aici dilema, da, pentru care, din care ei nu puteau să iasă. Domnul spune, arătați-mi un ban, al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Era evident. Da. Observați fiecare gest și fiecare cuvânt pe care îl spune Domnul aici și cum iese dintr-o situație care pentru ei era imposibilă. Și acum uitați răspunsul lui. Atunci, el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Afirmația Domnului Iisus este una colosală. E cu greu ne putem imagina implicația ei în vremea de atunci, când noi trăim într-o societate diferită. Ceea ce spune Domnul aici este că nu există o incompatibilitate între funcția socială pe care un om al lui Dumnezeu o are și funcția spirituală. Pentru ei era o incompatibilitate. Nu poți să plătești taxe cezarului și să fii fidel lui Dumnezeu. Nu poți. Asta era marele conflict din mintea lor. Domnul Iisus spune, ba da, se poate. De ce? N-ar trebui să înțelegem de aici un răspuns de genul toate lucrurile civile, tot ce ține de societate, reprezintă jurisdicția cezarului și Dumnezeu nu are nicio jurisdicție asupra acestor lucruri. Și Dumnezeu are jurisdicție doar asupra lucrurilor spirituale și ceea ce se întâmplă în împărăție și în adunare. Domnul Iisus nu spune așa. Dumnezeu, care este suveran peste toată creația, are jurisdicție asupra tuturor lucrurilor, inclusiv asupra lui Cezar. Da? Și asupra autorității civile. De ce? Pentru că Apostolul Pavel mai târziu prezintă exact situația asta și spune de unde vine autoritatea guvernamentală. Păi spune că dregătorul este slujitorul cui? A lui Satan? Nu, spune a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a rânduit autoritatea statală sau guvernamentală. Asta este argumentul lui Pavel și ăsta este exact argumentul Domnului Iisus. Acum există limite ale acestei jurisdicții. Cezarul nu are voie să se bage peste în sfera spirituală pentru că nu are niciun fel de autoritate acolo. Da? Există separarea aceasta pe care Domnul Iisus o face și pe care deci, lucrurile sociale și lucrurile spirituale pe care ei nu puteau să o facă. Da? Domnul Iisus este cel care proiectează, dacă vreți, viitorul societății în epoca de acum ca fiind o societate compozită, o societate amestecată în care nu există o religie oficială, o religie de stat care să se amestece în treburile guvernului și guvernul să se amestece în treburile adunărilor lui. Există o separare în lucrurile astea pe care Domnul Iisus o proiectează prin cuvintele astea. Poate un creștin să se supună și cezarului și lui Dumnezeu? Fariseii spuneau, păi nu prea poți să faci lucrul ăsta ca și copil al lui Dumnezeu. Domnul Iisus pentru urmașii lui spune, da, poți să faci asta. De ce? Pentru că cezarul, da, el nu e autoritate în sine,
care nu dă socoteală nimănui altcuiva. Din contră, el este slujitorul lui Dumnezeu. Fie că recunoaște lucrurile astea sau nu, el este responsabil înaintea lui Dumnezeu ca să aplice legile morale pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare om. Dacă un conducător, un magistrat, un dregător sau orice altceva refuză sau nu face lucrul acesta, ce se întâmplă? Citim în Proverbe că el, nu în Proverbe, în Daniel capitolul 2, el răstoarnă și pune pe împărați. Da? Conjuncturile istorice sunt toate în mâna lui Dumnezeu. În momentul în care o societate, prin conducătorii ei, se întoarce împotriva principiilor de dreptate ale lui Dumnezeu, societatea aceea și conducătorii ei vor fi pedepsiți. Ăsta este felul în care Dumnezeu lucrează și intervine. Poți să fii, să te achizi de datoriile sociale pe care le ai, da? Și să fii fidel lui Dumnezeu în lucrurile spirituale. Problema lor era că ei nu erau prieteni cu adevărat ai cezarului, se foloseau de relațiile politice și favorurile speciale pe care le aveau, da? Dar, în același timp, nu erau nici prieteni al lui Dumnezeu. Ei își căutau propriul lor interes. Și asta este ilustrat și de cuvintele marelui preot, al lui Caiafa, când spune mai bine să moară un singur om decât tot poporul. Da? De ce? Că vin romanii și ne iau ce? Ne iau și locul și ne omoară și neamul. Da? Nu interesa doar de popor, interesa și de poziția privilegiată pe care ei o aveau. Pentru astfel de oameni este cel mai greu ca să vadă deosebirea din sferele astea de autoritate. Mi se pare interesant, foarte interesant apelul Domnului Iisus la chip aici. Chipul de pe bani ștanțat și nu era ca banii noștri, era cumva în relief, da? Bătută moneda și chipul ăsta al cezarului. Da? A cui este? Păi, chipul acesta, deci chipul de pe bani al cui este? Al cezarului. Ce însemna când se ridica statuia unui rege? Sau când avem chipul lui, da, bătut pe bani care circulau într-o anumită zonă? Că persoana respectivă era conducătorul, stăpânitorul, guvernatorul regiunii aceleia. Da. Când face apel la chip și când spune chipul cezarului, automat trebuie să ne gândim la faptul că omul este ștanța, este imaginea, este chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a gravat imaginea asta în fiecare om. De asta spun că nu trebuie să înțelegem că Domnul Iisus spune tot ce ține de implicarea socială și administrativă n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Nu. Chiar și cezarul poartă chipul lui Dumnezeu, indiferent dacă el își dă seama sau nu de lucrul acesta. Și pentru că poartă chipul lui Dumnezeu, este răspunzător, este responsabil înaintea lui să împlinească voia lui. Este foarte greu să ne dăm seama când citim principiile din Roman 13 și de aici, că aici nu e vorba despre conducători buni. Când Pavel spune despre împărat, când Pavel spune despre dregătorii aceia în Roman 13, la cârma Romei era unul din cei mai răi împărați pe care i-au avut, Nero. Da? Și să te gândești că Nero este slujitorul lui Dumnezeu care poartă sabia ca să răsplătească pe cei buni, n-a făcut deloc lucrul acesta. Da, Dumnezeu a intervenit când s-a întâmplat asta. Au suferit oameni nevinovați. Da, au suferit. Și trebuie să spunem lucrul ăsta. Trebuie să ne exercităm toată influența spre bine și pentru a stopa răspândirea răului sau a îngreuna. Da, e adevărat. Noi trebuie să facem lucrul acesta. Dar nu trebuie să vedem un conflict între rolul pe care noi îl avem în societate de a fi sare și lumină și de a fi o mărturie vie în ea, inclusiv prin plata taxelor, și rolul pe care îl avem în sfera spirituală de a ne supune legilor lui Dumnezeu. Când există un conflict
care nu-i creat de Dumnezeu, e creat de oameni între aceste două sfere, acolo intervine conflictul de priorități al creștinilor. Și ei trebuie să aleagă dacă trebuie să se supună mai degrabă lui Dumnezeu sau oamenilor. Ei trebuie să discearnă, să cunoască bine legile lui Dumnezeu și să le urmeze în consecință. Legile pe care Dumnezeu ni le dă în noul legământ nu contravin legilor și principiilor morale ale niciunei țări. Nu este normal să fie așa. De asta creștinii ar trebui să fie și din punct de vedere istoric au fost cei mai buni cetățeni ai țărilor lor. Da. Nu cauzează probleme, își plătesc taxele, sunt pașnici, sunt harnici, contribuie la bunăstarea societății. În momentul în care avem o societate cu sus în jos, cum s-a întâmplat și cu societatea romană, acolo or să intervină conflicte și lumea o să se întoarcă împotriva noastră, pentru că dincolo de toate, noi suntem implicați într-o luptă, într-un război spiritual. Ca să mă întorc la taxa dată cezarului, Domnul Iisus nu spune nu plătiți taxe cezarului. Asta ar fi implicat răzvrătire. Răzvrătirea aceasta ar fi implicat necesitatea războiului. Da? Ar fi escaladat în violență. Dacă autoritatea îți spune să plătești taxe și tu nu o faci, atunci tu trebuie să dai jos autoritatea respectivă. De fapt, cum au încercat ei să facă mai târziu. Domnul Iisus n-a venit ca revoluționar și n-a venit ca să răstoarne în felul acesta Imperiul Roman. De asta le spune, puteți să plătiți taxe, dar mai important decât atâta, trebuie să dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și asta voi nu faceți. Și pentru că n-ați făcut lucrul acesta, ați ajuns în situația în care bănuțul pe care voi mi-l arătați are chipul cezarului și slovele lui, nu ale voastre. Da? Și atunci când Dumnezeu vine și vă cercetează, când Iahve vine ca să își cerceteze proprietatea și aria, voi ce faceți când îl trimite pe fiul lui ca să ia ceea ce este al lui, pentru că până acum ați fost necredincioși, voi plănuiți omorârea fiului. Știu pentru ce ați venit la mine, știu că ați venit să mă ispitiți. Și Domnul îi confruntă când le cere bănuțul exact cu eșecul lor și cu împietrirea lor. Dincolo de toată discuția despre diferitele zone de autoritate și de responsabilitate, Domnul Iisus le reproșează faptul că au ajuns să folosească monedă străină, reprezentând autoritate și stăpânire străină datorită eșecului ascultării de Iahve. Dumnezeu a venit să-și cerceteze poporul și ce faceți acum? Ce faceți? Care este răspunsul vostru? Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. S-au pocăit? Nu. Dar au tăcut pentru că n-au mai avut niciun răspuns și tăcerea lor este ceea ce îi învinuiește la fel ca oricare alt răspuns. O să ne oprim aici și aș vrea să ne gândim la faptul că Dumnezeu ne-a lăsat într-o societate în care adunarea lui este doar o parte din societate. Nu avem biserici de stat și pentru asta adunările noastre au militat de-a lungul secolelor și pentru asta s-a vărsat mult sânge, pentru dreptul fiecăruia de a se închina înaintea lui Dumnezeu conform propriei conștiințe. Asta implică o responsabilitate uriașă pe care o avem înaintea lui Dumnezeu de a-i cunoaște voia. Sunt niște drepturi uriașe pe care le avem, drepturi pe care alții dinaintea noastră nu le-au avut. Ceea ce Domnul Iisus spune și ei efectiv erau atât de mirați încât n-au mai putut să răspundă nimic, că nici nu concepeau astfel de societate, noi trăim într-o astfel de societate. Însă libertățile pe care le avem vin cu responsabilități uriașe. Și dea Domnul să le înțelegem și să le fructificăm în cel mai matur mod. Suntem în continuare responsabili față de El. Indiferent care este, ce chip este pe banii pe care îi folosim, mai presus de orice, avem datoria să ne comportăm în mod corect, pentru că noi înșine suntem chipul lui Dumnezeu.
Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.